Joi 2 septembrie, începând cu ora 10, a avut loc conferința de lansare a proiectelor Pregătiți pentru viitor, Educația schimbă lumea. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European pentru programul operațional Capital Uman 2014-2020 și se va derula pe o perioadă de 30 de luni în județul Călăraș. 210 copii cu părinții plecați la muncă în străinătate, ce fac parte din grupurile vulnerabile din județul nostru, vor beneficia de măsuri integrate pentru facilitarea accesului la educație și prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Bună ziua și bine ați venit la conferința de lansare a celor două proiecte, Pregătiți pentru viitor și Educația schimbă lumea. Înainte de a începe prezentarea proiectului, aș vrea să prezint invitații noștri de astăzi la acțiune. Este vorba de doamna Ioana Hatără, vicepreședinte a Asociației Sfântul Stelian, beneficiar a celor două proiecte. Ioana, bine ai venit! Coordonatorii proiectelor, doamna Alina Tănase, din partea ISJ Călăraș, Liniana Gingașu, CCT Călăraș, Cristina Colțea, director la Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina și, bineînțeles, eu. Directorii prezenți astăzi aici, ai celor patru școli implicate în aceste proiecte, doamna Alina Lotrea, director la Școala Mircea Vodă Călăraș, domnul Alin Putoi, director la Școala Tudor Vladimirescu Călăraș, doamna Cristina Colțea, director la Liceul Duiliu Zamfirescu Călăraș și domnul Constantin Croitorul, Liceul Danubius. Bineînțeles, nu putea să lipsească domnul primar al Comunei Dragalina, căruia îi mulțumim din suflet că este astăzi alături de noi, domnul Gabriel Stanciu. Am emoții, da. Din partea Consiliului Județean, domnul George Chiriță, consilier local, și Valentin Deculescu, care, pe lângă faptul că este consilier local, este astăzi prezent, județean, pardon, este astăzi prezent aici și în calitatea de administrator al primăriei Dragalina. Nu pot să uit și nu am uitat pe Alin Drăgulin, subsecretar de stat la arii protejate din cadrul Ministerului Mediului. Și nu în ultimul rând, sper că nu am greșit, nu în ultimul rând, doamna inspector Nicoleta Mircea, din cadrul Ministerului Educației. Mulțumesc mult, Nicoleta, pentru prezența ta astăzi aici. Nu am să vorbesc foarte mult, pentru că știu vorba lungă sărăcia omului și s-ar putea să vă și plictisesc. Nu ăsta este scopul nostru astăzi aici. Vreau să vă spun doar că în perioada decembrie 2019-ianuarie 2021, scopul principal al echipei de inspectori de la Inspectoratul Școlar Județean a fost acela de a preveni și combate părăsirea timpurii a școlii. Drept pentru care toți, dar absolut toți, ne-am îndreptat atenția și am avut drept scop principal atragerea unor proiecte cu finanțare europeană care să vizeze acest aspect. În sensul celor spuse mai devreme, Inspectoratul Școlar Județean se bucură astăzi de două proiecte, Întoarce-te la școală, în care este partener, Restart, în care este lider de proiect, și cele două proiecte prezentate astăzi aici, Pregătiți pentru viitor și Educația schimbă lumea. Făcând o activitate comparativă a ultimilor trei ani, să știți că datele nu sunt deloc îmbucurătoare. Abandonul școlar este în creștere pe fiecare an, iar Uniunea Europeană are anumite directive pentru combaterea acestui fenomen. Este un fenomen complex, iar factorii care duc la abandon sunt multipli. Unul dintre acești factori este chiar faptul că acești copii rămân acasă singuri sau în grija bunicilor. Așa cum știm toți, abandonul înseamnă șomaj, înseamnă excluziune socială, înseamnă sărăcie și, nu în ultimul rând, probleme de sănătate.
Drept pentru care chiar astăzi și dintotdeauna și mâine, scopul primordial al nostru în calitate de cadre didactice ar trebui să fie acela de a ține cât mai mult copilul în școală, astfel încât parcursul lui școlar să fie finalizat. Așa cum v-am spus, aceste două proiecte se înscriu în logica celor spuse de mine mai devreme. Dacă poți derula, aș vrea să vă spun că aceste proiecte vizează în principal dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor pe cele trei arii curriculare, om și societate, limbă și comunicare, matematică și știință, dezvoltând competențe în matematică, limbi străine, sport, dar și matematică, știință, sport, limbi străine și artă, dacă nu mă înșel eu. Bineînțeles, vor fi 280 de workshop-uri în care se vor derula anumite activități care vor avea drept obiective esențiale dezvoltarea unor abilități de viață ale copiilor. Și mă refer aici la integrarea lui în societate, ceea ce este o țintă pozitivă pentru viitor. Pentru că ăsta este scopul nostru esențial în școală, să formăm copilul pentru astăzi, dar pentru a integra mai târziu în societate. În urma acestor activități, 210 copii, dintre care 30 de preșcolari cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani, 150 de școlari cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani și 30 de școlari cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani vor beneficia de 4 ateliere de workshop-uri, de 4 ateliere pentru dobândirea competențelor pe care le-am exprimat mai devreme. Bineînțeles, vor avea loc și ședințe de consiliere psihosocială de sprijin individuale și de grup. Și ceea ce m-a bucurat foarte mult, atât ca formator, dar și ca director CCD, este faptul că acest proiect formează 100 de adulți în consiliere parentală. Noi am derulat prin CCD programe de formare pe consiliere parentală și vreau să vă spun că au fost foarte bine primite în toate școlile. Este foarte important ca cel care îl are în grijă să fie format pe copilul rămas singur acasă. De asemenea, copiii noștri vor beneficia de 2 subvenții în valoare de 1250 de lei, un pachet de rechizite, o tabletă și, bineînțeles, la fiecare activitate de hrană. Mă opresc aici pentru că sunt convinsă că și ceilalți vor să spună destul de multe și nu are sens să dezvolui eu toate detaliile acestui proiect, de pentru care o invit la microfon pe Ioana. Ioana, eu îți mulțumesc din suflet pentru că, sincer, ați fost un sprijin real pentru ISJ într-o anumită perioadă. Fără voi, aceste proiecte astăzi poate nu ar fi luat viață. Încă o dată mulțumesc, Ioana. Mulțumesc frumos! Eu nu vă văd în public, nu-mi place. Mie îmi place atât fac hârtii, cele de finanțare, acte adiționale, executiv bugetare, cum mai vreau. Sperăm că atât de două proiecte la nivel orașului Călăta și de la Galina trebuie implementat cu succes. Sperăm că săptămâna viitoare, că maxim două săptămâni, să începem cu primele ajutoare date copiilor, respectiv tablete și rechizite. Mai multe ne bucurăm de colaborarea dumneavoastră și că implementăm aceste două proiecte cu succes. Așa, dacă vă spuneam. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, Ioana. Alina Lotra, în calitate de director al Școlii Mircea Vodă și, bineînțeles, beneficiară al acestui proiect. Ceea ce vreau să vă spun este că pentru Școala Mircea Vodă s-a spart gheața. Este o zi specială astăzi, ca și o festivitate, pentru că este primul proiect de acest gen pe care îl desfășurăm aici. Și cu această ocazie mulțumesc tuturor celor implicați, tuturor celor care au pus umărul ca acest proiect să demareze în această toamnă. Copiii noștri se vor bucura de tot ceea ce proiectul pregătit pentru viitor va putea să ofere și o să ofere foarte multe lucruri. Așa cum au spus și colegele mele ceva mai devreme, sunt
foarte multe beneficii pe care le vor avea pe parcursul celor 30 de luni de proiect. Consider că, dintre tot și toate, trebuie să investim în educație. În primul rând, timp pe care să-l petrecem cu elevii noștri și am încredere în lectorii din acest proiect că vor desfășura niște activități deosebite, activități care îi vor ajuta pe elevii din toate punctele de vedere, atât pe elevi, cât și pe părinților, cât și pe bunicii, alături de care au rămas acasă. Mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a ne implica și noi, ca și școală, în acest proiect minunat. Și felicitări pentru toată munca pe care ați depus-o. Mult succes tuturor! Mulțumesc, Alina! Îmi cer scuze, dar am omis inițial să prezint două persoane dragi mie și cărora să le mulțumesc că sunt prezente astăzi aici. Este vorba de doamna inspector Corina Ionescu și din partea Consiliului Local, de domnul consilier local Andrei Niță. Mulțumesc, Andrei, că ai răspuns pozitiv invitației mele. Dau cuvântul domnului director de la școala Tudor Vladimirescu, Alin Budon. Bună ziua! Într-adevăr, este un moment important și pentru școala gimnazială Tudor Vladimirescu. De ce? Pentru că mare parte dintre elevii școlii gimnaziale Tudor Vladimirescu au părinții plecați în străinătate. Și un procent, așa spune, că 25% dintre părinților sunt plecați în străinătate, iar lucrul acesta nu face decât să ne dea de gândit. Să ne dea de gândit că părinților ar avea cu siguranță nevoie de ei acolo unde sunt, sau mai bine spus, copiilor ar avea nevoie, sau elevii noștri ar avea nevoie de părinților. Mulțumim frumos pentru că ne-ați acceptat în acest program. Noi ne dorim să fim cu adevărat pregătiți pentru viitor, iar pentru viitor înseamnă să fim niște oameni demni, să fim niște oameni frumoși, în adevăratul sens al cuvântului, niște oameni care, pe care societatea să se poată baza de mâine, de poimâine. Sunt convins că orice schimb de experiență nu poate aduce decât plus valoare, iar așa cum spunea și doamna Alina Lotrea, lectorii care au promovat concursul sunt niște oameni care au o experiență bogată și care cu siguranță au ce să le arate elevilor, au ce să le arate beneficiarilor, mai bine spus. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și mult succes, pentru că ne așteaptă destul de multe luni grele pentru a duce la bun sfârșit acest proiect minunat. Mulțumesc! Așa este, dar avem toți experiență în proiecte și spusă că le vom duce la bun sfârșit. Domnul primar al Comunei Draga Alina, domnul Gabriel Stanciu. Mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să vă spun bine m-am găsit la dumneavoastră acasă și am un pic de emoții. Știți că ne implicăm în școală, știți la școala Draga Alina avem și rezultate. Anul acesta am avut mare bucurie, am reușit la liceu să înființăm 3 clase de clasa 9-a, să rămână copii la noi la liceu și să învețe, să nu-i pierdem pe drum, că știți, pleacă pe navete și abandonează școala. Ca să vă spun în mare așa despre școala Draga Alina, avem copii cu performanțe și pe linie sportivă, campion național la lupte, campion vice-campion european la canoie, copii care au plecat de la școala noastră, unde avem cadrul liceului tehnologic Luiza Firescu și clasă cu profil sportiv de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Domnul consilier județean George Chiriță. Bună ziua, mulțumesc pentru participare. Două lucruri vreau să le spun. Doamna Ioana și prietena mea Camelia au fost extrem de modeste când au spus că ele scriu proiecte și că trebuie să le implementeze. Este un proiect ambițios, sau sunt două proiecte foarte ambițioase, proiecte grele, nu sunt proiecte ușoare, vă spune un om care a scris proiecte, le-a monitorizat și le-a implementat.
și atinge și două puncte nevralgice ale învățământului din România. Noi, ca societate civilă și ca reprezentanții ai județului, nu putem decât să ajutăm și să le urăm succes. Restul rămâne pe spatele lor. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Îl invit alături de mine pe Alin Drăgulin, subsecretar de stat, căruia îi mulțumesc că este astăzi alături de noi și că dorește să se implice în viața școlii. Bună ziua și vă mulțumesc! Sincer, când am aflat despre acest proiect, Camelia mi-a povestit despre cele două proiecte pe care le lansați astăzi și mi-a lansat invitația de a participa, am realizat faptul că este astăzi aici, are locul unul dintre punctele de plecare și au fost mai multe proiecte pe abandonul școlar în proiectul de inspectoratul școlar, unul dintre punctele majore de plecare în prevenirea acestui fenomen. La nivel de județ Călăraș avem două puncte negre în ceea ce privește atât prezentul, cum spuneați, problemele pe care noi putem să le avem astăzi din cauza acestui fenomen. Este vorba de abandonul școlar pe de o parte și mortalitatea infantilă, o altă problemă pe care județul nostru, din nefericire, se află în zona neagră a României, în ceea ce privește fenomenele negative, atât în prezentul nostru, dar mai ales în ceea ce privește perspectiva de viitor. Dacă ne gândim la viitor, abandonul școlar pur și simplu este o tară uriașă care atârnă pe dezvoltarea județului nostru, a localității noastre, pentru că dacă vorbim despre abandonul școlar, ne putem gândi la generațiile de tineri pe care pur și simplu le pierdem în a oferi forță de muncă în dezvoltarea acestui județ investitorilor care vor să vină de altfel în județul nostru. Sau, mai bine spus, chiar în municipalitatea noastră, că ne aflăm astăzi în Călăraș. Eu nu pot să fac altceva decât să vă mulțumesc. Vin dintr-o zonă, așa cum am fost prezentat mai devreme, reține de mediu și să zicem că nu ar avea neapărat legătură cu zona de dezbatere de astăzi, dar să știți că toate problemele, mai ales sau și cele de mediu, provin de la educație, de la eventual precaritatea actului de educație și mai ales de la lipsa unor proiecte cum sunt cele pe care le dezbateți astăzi. Eu nu pot să fac altceva decât să vă mulțumesc și să îmi arăt toată disponibilitatea pentru viitor. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, Alin. Încă o dată îi mulțumesc Nicoletei că este astăzi alături de noi, reprezentată al Ministerului Educației și o invit alături de mine. Nicoleta are foarte, foarte multă experiență în scrierea, implementarea și derularea proiectelor. Ea este o modestă din fire. Pentru noi, ca profesori, ca dascăli și ca cei care derulăm proiectul și implementăm proiectul, cred, la nivelul județului Călăraș, Nicoleta a fost un sprijin real. Mulțumesc, Nicoleta! Mulțumesc frumos! Bună dimineața și bun găsit tuturor! Dragi colegi, reprezentanții ai autorităților publice locale, județene, iată un moment frumos care prevede un viitor pe perioadele 30 de luni de acțiune. Mulțumesc frumos! Sunt aici în calitate de coleg și reprezentant al sistemului de educație din care facem parte și pentru care ne asumăm ținte, misiuni și pentru care ne săduim să depunem eforturi. Mă uitam că în momentul în care am studiat profilul acestor proiecte, am văzut logo-ul pe care l-ați lansat. Fiecare merită o șansă, binevenit, real, necesar, pentru toți beneficiarii sistemului de educație și în general și în mod special pentru copiii care provin din zone vulnerabile. Cele două proiecte pe care le-ați denumit firește, nu întâmplător, în concordanță în care beneficiarii dumneavoastră, cei 210 copii și 100 de adulți care vor beneficia de
suport parental, reprezintă o provocare în contextul în care strategia Europa 2020 și strategia națională de părăsire timpurie a școlii prevăd ținte și mecanisme specifice de implementare. Iată aici o echipă frumoasă, un parteneriat solid și o misiune dificilă asumată pentru a schimba viața și nivelul de trai al unor copii. Am văzut că activitățile sunt generoase, sunt diferite, sunt în concordanță cu nevoile de la care s-a plecat în scrierea acestor proiecte și nu este ușor. Îmi doresc ca peste 30 de luni să ne întâlnim un număr și mai mare, poate, la conferința de închidere a proiectului cu rezultatele concrete, palpabile, pe masă. Mă gândesc că pentru fiecare activitate veți avea experiența necesară și doamna era aici cu argumentul cel mai dificil, poate, cu scrierea cererilor de finanțare și cu documentația specifică, ce este sinuoasă. Doresc mult succes și încredere și felicitări partenerilor. Misiunea asumată nu este simplă, dar vocația și misiunea asumată pentru educație reprezintă resortul principal pentru a pune în aplicare. Pe de altă parte, complementar cu această dimensiune a lansării proiectelor, evident că aici suntem cadre didactice și invit din perspectiva domeniului pe care îl reprezint în cadrul instituției în care lucrez, ca la nivelul casei corpului didactic să nu uitați că regăsiți întotdeauna un partener solid în formarea dumneavoastră, cu programe pe care noi le lansăm în concordanță cu strategiile Ministerului și, într-adevăr, acestea sunt domenii pentru care trebuie să ne actualizăm competențele, să fim pregătiți. Nu este ușor, nu este plăcut, nu este simplu, dar realitatea este una dură, palpabilă și pentru asta trebuie să ne pregătim. Vă doresc mult succes, am trecut și anul școlar și trebuie să fim sănătoși, pentru că vremurile pe care le trăim nu sunt tocmai pierdice. Să aveți putere, sănătate, colaborare bună și succes în tot ceea ce faceți. Atât în cadrul proiectelor pentru care ne bucurăm și suntem împreună aici, cât și în anul școlar pe care l-am deschis ieri, cu încredere și cu reușită. Mulțumesc frumos și încă o dată succes! Mulțumim și noi, Nicoleta. Încheiem aici și prezentarea proiectelor. Eu vă doresc mult succes în implementarea și dezvoltarea acestei abordări școlare integrate, care trebuie să aibă ca finalitate finalizarea cursurilor și reducerea abandonului școlar. Am mare încredere că toți vom depune toate eforturile, astfel încât copiii noștri să rămână în școală, acolo unde primesc cele mai bune condiții, au cele mai bune condiții pentru finalizarea studiilor. Mulțumesc încă o dată beneficiarilor acestor proiecte. Mult succes colegilor implicați în derularea lor. Și aș vrea să spun faptul că dacă Liceul Dragalina a derulat proiecte în trecut, cele trei școli, celelalte trei școli, sunt la primul proiect de acest gen. Încă o dată, mult succes! Am vrut să spun asta pentru că, așa cum au gândit-o colegii beneficiari și cum a subliniat Nicoleta, fiecare merită o șansă. Încă o dată, mulțumesc și mult succes!